De Paște trebuie să te noiești ca să ai noroc. Cum mulți nu riscă să încalce tradiția, au fost pline centrele comerciale în acest sfârșit de săptămână. Pe lângă haine au luat și mici atenții ca să-l ajute pe iepuraș. Mai toți au vrut să-și ia ceva nou de îmbrăcat de Paște, mai ales că unele magazine au și promoții. Oamenii își doresc ținute ceva mai sport, chiar dacă vorbim despre o ținută de primăvară ușoară, de o rochiță, o ținută feminină. Totuși se duce în zona sport cu o pereche de încălțăminte, hai să spunem, nu una la care te-ai fi așteptat în urmă cu niște ani, când toate femeile mergeau pe tocuri. În privința cadourilor, cele mai multe au fost comandate online. Un site de produse cosmetice are vânzări cu 60% mai mari față de o lună obișnuită. Produse pentru machiaj, seturi și pachete promo, seturi cadou. Vorbim despre parfumuri, de ce nu? Dacă ne uitam la ce s-a întâmplat anul trecut, acolo vedeam că se cumpăra strict necesar, nu se cumpărau cadouri. Spre exemplu, categoria de parfumuri era inexistentă în vânzări. Există însă și persoane care caută un dar cu poveste, mai ales că sunt organizate licitații speciale de Paște. Factură, mici lucrări de gravură, desen, grafică, acuarelă, sculptură, dar și bijuterii. Sunt români care investesc și în zona de metale prețioase. Bineînțeles că putem vorbi și despre vinuri de colecție, despre mici piese de mobilier. Banii știm cu toții că se duc mai devreme sau mai târziu, dar un cadou de Paște, un obiect de artă, o pictură sau o sculptură îți rămâne acolo în sufletul tău. Pe de altă parte, românii care au o curte cât de mică iau în calcul o masă de sărbătoare în grădină dacă va fi vreme bună. O creștere în continuare în această perioadă pe partea de casă și grădină, surprinzător, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni au reușit să se mută la casă sau își schimbă, e sezonul, în primul rând, și asta este un lucru foarte important. Vedem 91% creștere pentru această categorie. Cea mai mare creștere în vânzări au avut-o grătarele de exterior, de peste 100% conform unui site de profil. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.